Bun găsit tuturor! Avem date de ultimă oră, doamnelor și domnilor. Scandalul Schengen este departe de a se termina, asta în timp ce românii o duc tot mai greu. Austriecii se îmbogățesc de pe urma noastră, fac afaceri profitabile de miliarde de euro la noi în țară, în timp ce românii se gândesc cu groază la ziua de mâine. Avem și prima reacție a Ministrului Sănătății după publicarea raportului ținut la secret. Dezbatem în cele ce urmează cine și de ce a ținut sub preș documentul bombă care arată efectele vaccinării. Atenție, peste 40.000 de reacții adverse au fost înregistrate după ce s-au vaccinat românii. Miocardită, tulburări hematologice, dar și paralizie facială. Între timp, România a cumpărat, atenție, încă 3 milioane de doze de vaccinuri împotriva virusului SARS-CoV-2. Este vorba de serurile adaptate noilor variante Omicron. Asta în condițiile în care rata de vaccinare la noi în țară este de doar 41%. Și în tot acest timp este scandal uriaș la Bruxelles, după ce Ursula von der Leyen a refuzat să facă publice discuțiile private pe care le-a avut cu șeful cel mare de la Pfizer. Mai mult, a și șters conversațiile cu acesta. Avem și dezvăluiri cutremurătoare din dosarul fraților proxeneți. Victimele fraților Tate fac dezvăluiri incredibile. Acestea neagă vehement faptul că ar fi fost exploatate de proxeneții aflați în arest. Una dintre ele a și mărturisit că ar fi fost în stare să omoare pe oricine ar fi intervenit în relația lor. Venim cu toate informațiile în cele ce urmează. Da, doamnelor și domnilor, dar subiectul principal și scandalul principal al acestei zile constă în faptul că acel raport a inflamat opinia publică. Și iată, românii s-au împărțit. Cei care au fost împotriva vaccinării îi acuză pe cei care s-au vaccinat că de ce au făcut acest lucru. Și cumva, iarăși s-a separat România, cel puțin în două. Oamenii sunt îngrijorați pentru că nu înțeleg exact ce se întâmplă, care este problema cu aceste efecte adverse. O să încercăm să explicăm astăzi, să încercăm să ne așezăm cumva la mijlocul situației și să ascultăm argumentele pro și contra. Începe raport de zi. Acel raport pe care aș vrea să vi-l mai arăt o dată, spuneam, a inflamat opinia publică din România. Unii spun așa, că aceste efecte adverse sunt în marja maximă admisă în medicină. Alții spun însă că aceste efecte adverse sunt ascunse sub diverse diagnostice. Cert este faptul că acum este o întreagă discuție pe marginea acestui subiect. Totul cumva a apăsat și de bâlbâierile Ministerului Sănătății, de modul în care chiar de la Bruxelles, iată, nu se dau amănunte despre vaccinuri, despre prospectul acestora. Și până la urmă există o întrebare clară și simplă. Ni s-a spus să ne vaccinăm. Ok, ne-a spus cineva despre posibilele efecte adverse? Dacă da, am făcut-o de bunăvoie. Dar atunci de ce ne-au obligat, da, să ne vaccinăm ca să putem călători, să putem merge la serviciu? Lucrurile sunt extrem de grave, iar acest document, cum vă spuneam, naște foarte multe discuții și o să începem astăzi. Colega noastră, Alexandra Nistorescu, este pregătită să ne dea amănunte. Bun găsit, Alexandra! Bun, o să revenim imediat. Stai la puțin, tine, Alexandra. Stai puțin, că revenim. Hai să prezint invitații. Senatorul Bogdan Matei de la PSD. Bun găsit, bun găsit, domnule senator. Dorin Cojocaru, președintele April. Bun găsit, domnule Cojocaru. Astăzi, domnul Cojocaru, o să ne explice un pic și cum e cu ADN-ul, cu ARN-ul și, de fapt, unde se duce acel vaccin. Horia Grigorescu, de asemenea, este cu noi. Bun găsit, domnule Grigorescu. Și Ana, O întreagă controversă cu această vaccinare și cu această, isterie care a venit în urma ce? În urma publicării acestui raport. Domnule Cojocaru, explicați-ne puțin să înțelegem și noi.
Da? Vorbim aici de un raport a unui oficial, fost oficial de la Ministerul Sănătății, care ne spune că au fost peste 40.000 de români care au avut diverse reacții adverse, inclusiv copii, în urma unui vaccin. Ce înseamnă efect advers? Și dacă pot adăuga acest lucru, am vorbit mai devreme cu dumneavoastră, zona de vaccinare, pentru că dacă ne uităm la efectele adverse, paralizie facială, miocardită, ar avea legătură cu ceea ce mi-a spus mai devreme. Să așezăm evenimentul vaccinare într-un context. Și atunci am contestat de ce așa repede a fost introdus în vaccinarea publică, pentru că orice medicament sau vaccin trebuie să treacă prin niște etape, cel an de zile trebuie testat și după aceea... Vă opresc un pic, ministrul Sănătății, Alexandru Rafira, declarații. Investiții spitalicești din Programul Național de Redresare și Reziliență. O să trec foarte rapid în revistă etapele care au dus la finalizarea acestei liste. Când am venit la Ministerul Sănătății, am găsit, propun o listă cu 49 de obiective de investiții, din care trebuiau să realizăm într-un buget de 1,7 miliarde de euro minim 25 de obiective. Ceea ce vedeți în poziția a treia, legat de finanțare, acolo sunt cotele de finanțare din PNRR în funcție de valoarea investiției, 95% până la 150 de milioane, 80% între 150 și 200 de milioane, 70% între 2 și 300 de milioane și 60% la investițiile mai mari de 300 de milioane, restul reprezentând cofinanțare din partea aplicantului. Următorul slide. Cum am pornit la drum? În octombrie 2021 a fost aprobată de către primul ministru hotărârea guvernului pentru stabilirea criteriilor de selecție. În luna noiembrie, în luna imediat următoare, am început să primim aceste proiecte și am ajuns în situația evaluării în luna decembrie și până în momentul în care stăm de vorbă am evaluat aceste proiecte. Au primit punctajul criteriilor precizate în hotărârea de guvern și o să revin imediat și asupra acestor criterii. Ele vor rămâne în transparență decizională această listă împreună cu draftul, cu hotărârea. Ce să vezi, Ana, mă așteptam ca domnul Rafila să zică: domnule, am văzut raportul ăla și vreau să vă liniștesc, să nu știu ce. Domnul Rafila ne-a pregătit. Domnul Rafila a dat un lambada, da? A dat un lambada, poate la sesiunea de întrebări și răspunsuri, dacă va fi o astfel de sesiune. Dar spuneam, să fie, dacă este îl salutăm și pe Alex Codita, comentator politic. Bun găsit, vă salut. Spuneam așa, da? Acel raport naște foarte multe controverse, multe întrebări, da? Acel raport deschide cumva cutia Pandorei, societatea s-a împărțit. Și-o rugasem pe colega noastră, Alexandra Nistorescu, să ne explice. Bun găsit din nou, Alexandra. Da, au fost înregistrate peste 41.000 de reacții, mai exact 41.486 de reacții adverse după imunizare la peste 19.000 de români, pentru că vă reamintesc un lucru foarte important, un român poate prezenta mai multe efecte adverse și au fost unele extrem de grave, pentru că vorbim despre miocardită, 10 cazuri de miocardită, însă o să vedem că în documentul transmis de Ministrul Sănătății înainte să anunțe această conferință care este în plină desfășurare, ne anunța că sunt într-adevăr cazuri de miocardită, dar ar fi mai multe, 15 cazuri. Au fost înregistrate și peste 424 de reacții alergice, de asemenea șoc anafilactic, 12 cazuri. Și ce nu ni se spune în raportul CNCAP, dar ni se spune în documentul transmis de Ministerul Sănătății, este că au fost în jur de 16 cazuri de tromboză. Da, Alexandra, mulțumesc! Bun. Pot să comentez un pic? O să comentați imediat, că mai am doi invitați pe care vreau să-i invităm în... Domnul Emilian Popovici este alături de noi, vicepreședintele Societatea Națională de Epidemiologie. Și doamna doctor Monica Pop este alături de noi totodată. Bună ziua și bun găsit! Bună ziua! Să rămână! Doamna doctor, perfecte, încep cu dumneavoastră. Raportul acesta a bulversat România.
efecte adverse peste 40 de mii. Nu a bulversat nimica, domnul Botin. Știa toată lumea că este așa. Nu e nimica nou. Știm foarte bine că sunt foarte multe efecte negative și vă rog să mă credeți, nu sunt 41 de mii, sunt mult mai multe. Sunt pacienți peste tot care s-au plâns de efectele secundare și supărarea mare este pentru faptul că s-a folosit un vaccin netestat, lucru recunoscut și de cei de la Pfizer. Asta este problema, domnul Botin, și ca să vă demonstrez că este așa, cum spun, pe lângă faptul că am spus de la început că eu mă îndoiesc de veridicit sau de efectele lui atâta timp cât este netestat. Dar atâta timp cât toți medicii care tratează COVID sau reacții post-vaccinale dau anticoagulant. De ce? Nu e clar că știu că se pot produce asemenea lucruri? Un aspect și al doilea și pe urmă vă rog să spuneți dumneavoastră ce considerați. Cum e posibil și cine este cel care a interzis necropsiile? Pentru că necropsia într-o boală necunoscută sau foarte puțin cunoscută este singura posibilitate de pas înainte. Cine și de ce le-a interzis? Să nu ne ia pe noi cu prostiile că se îmbolnăvesc medicii legiști, pentru că medicii legiști au făcut sute de milioane de necropsii la HIV și nu s-au mai îmbolnăvit și n-a pus nimeni problema asta. Deci eu vreau un răspuns la întrebările astea. Vă rog. Doamna doctor, dacă îmi permiteți încă o întrebare destul de ciudată, de ce nu s-a vrut o rezolvare? În alte state europene s-au făcut secții speciale în spital pentru cei care au raportat efecte adverse la acest vaccin pentru a se face studii, pentru a se preveni pe viitor. În România de ce nu s-a făcut așa ceva? De ce nu la noi au mințit cât au putut. Păi e foarte simplu de ce. Pentru că au făcut o achiziție mult mai mare decât ar fost necesară de vaccinuri și nu a fost interes să se facă așa ceva. Mie vreau să-mi răspundă cineva oficial, dacă poate și dacă știe și dacă are ce răspunde, de ce nu s-au făcut necropsii. Vă repet, este singura posibilitate de a vedea ce fel de leziuni produce o boală și de a lupta împotriva lor. Iar asta cu anticoagulantul este foarte clar. Deci nu e clar că medicii știau. Medicii s-au temut, medicii n-au fost, îmi pare foarte rău, că e breasla mea și țin la ei și știe toată lumea că am apărat întotdeauna. Dar e inadmisibil ce s-a întâmplat. N-au avut curajul să vorbească, n-au avut curajul să facă, nu raportează efectele secundare. Toți, din toate specialitățile, avem pacienți cu reacții post-vaccinale. Cine, unde a spus așa ceva? Domnule Popovici, explicați-ne, vă rog frumos, că sunt niște întrebări pe care sau la care nimeni nu găsește răspuns. De ce oamenii n-au fost informați despre posibilele efecte adverse ale vaccinurilor? Înțeleg, au fost experimentale, n-au fost testate, dar o minimă informare trebuia să fie. Cum trebuie să judecăm acest document care, iată, face valuri și din nou deschide cutia Pandorei? Despre informarea oamenilor trebuie să fi întrebați pe cei care au făcut organizarea campaniilor de vaccinare. Însă eu ce pot să vă spun este o explicație tehnică vis-a-vis de acest raport și de cifrele pe care le are. Deci, în primul rând, este vorba de 35 de milioane de doze administrate. Deci, vorbim de un număr foarte mare de doze de vaccin administrate la care raportăm aceste reacții adverse. După aceea, trebuie să înțelegem că reacțiile adverse post-vaccinale sunt cel puțin de trei feluri sau încadrabile în trei categorii. Sunt cele locale, care sunt reacțiile obișnuite, care, practic, nu stârnesc nicio îngrijorare. Deci căldura locală, roșeața locală și inturația nu sunt decât semne ale inflamației și nu se poate o vaccinare reușită fără inflamație. De luat în seamă, în considerare, sunt reacțiile severe grave. Și reacțiile severe grave, cum se vede tot din raportul Institutului Național de Sănătate Publică, sunt miocarditele, șocul anafilactic, tromboza, citoliza hepatică, mielita, neuropatia, multinevritele și poliradiculonevritele. Și toate acestea sunt sub o reacție adversă din fiecare categorie la milionul de doze administrate. Singurele care sunt la 1 sunt trombozele. Deci, dacă luăm aceste cifre și nu ne îndoim că ele ar putea să fie altfel decât reale, atunci pot să spun că, tehnic, acest vaccin corespunde profilului de siguranță pe care trebuie să-l aibă o vaccinare administrată. Domnule Popovici, îmi recomandați ca mâine să mă duc să mă vaccinez?
dacă aveți, dar trebuie să-mi spuneți care este situația noastră din punctul vaccinărilor anterioare a dozelor administrate. Și dacă să spunem că până acum nu am crezut și uite ce să vezi, vreau să mă vaccinez pentru că aud că a apărut nu știu ce combinație cu Kraken, cu Flurona și nu știu ce. Și vreau să mă duc să mă vaccinez. În momentul când mă prezint la centrul de vaccinare, la recomandarea dumneavoastră, să înțeleg așa, cineva îmi va pune în brațe un prospect sau îmi va spune pe verbal la ce riscuri mă supun? Nu, dar ar trebui să vă spună toate aceste aspecte și de asemenea ar trebui să vă întrebe amănunțit cu privire la antecedentele dumneavoastră personale, fiziologice și patologice. Deci, nu numai aspectele legate de alergii și de aspecte conexe alergiilor, ci toate problemele. Deci, o vaccinare trebuie recomandată particularizată. Bun, dar până acum se spunea că și femeile însărcinate se pot vaccina, mai și copiii se pot vaccina. Deci, în continuare, se poate recomanda acest lucru? Recomandările se mențin aceleași, numai că, repet, faptul că aceste cifre nu au fost comunicate și acum sunt comunicate dintr-o dată și nu se specifică ce am specificat noi. Faptul că ne referim la 35 de milioane de doze administrate, deci un număr impresionant de doze administrate, și nu se face departajarea între reacțiile post-vaccinale normale, uzuale la vaccinuri și reacțiile severe, care, așa cum am văzut, sunt într-un număr foarte mic. Deci, știți cum, trebuie să înțelegem un lucru, că pe lumea asta numai Dumnezeu este perfect. Nici omul care este Domnul Botin. Dumnezeu da, doamnă, este perfect. Vă rog, dați replica. Reacția omului nu este perfect. Da, dau replica. În primul rând și în primul rând, eu nu pot să cred că un om de știință poate folosi cuvântul sigur. În medicină așa ceva nu există, un aspect. Al doilea, dacă reacțiile sunt de 1 la 1 milion, înseamnă că au fost 35 de reacții. Da? De 35 de milioane, 35 de reacții și nu 41 de mii. Deci cum e posibil să spună cineva așa ceva? Și în al treilea rând, repet, cazul meu cu comorbidități foarte severe, nevaccinată, am făcut de două ori COVID, n-am nimic. Au fost forme ușoare și n-am nimic. Ministrul Rafila spune, face declarații acum despre efectele adverse. Haideți să-l ascultăm. Este obiective și acum ajunge la un subiect care știu că prezint un mare interes din punct de vedere public, dar o să încep cu un lucru care trebuie să vi spun ca om de sănătate publică. Reacțiile adverse post-vaccinare, post-imunizare sunt un eveniment care se înregistrează pentru toate tipurile de vaccinuri care există în programul național de vaccinare sau în afara acestui program național de vaccinare. Ele se raportează într-un sistem în care Agenția Națională a Medicamentelor, se numește sistemul de farmacovigilență, Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din România a pus la punct, la fel ca și celelalte agenții din Europa, acest sistem, nu doar pentru vaccinuri, pentru toate tipurile de medicamente. Iar ceea ce ați văzut este un raport al Institutului Național de Sănătate Publică din România, care nu se referă doar la vaccinul împotriva infecției cu nou coronavirus, se referă la toate vaccinurile, la toate o să găsiți informații legate de reacții adverse post-vaccinale. Problema legată de reacțiile adverse post-vaccinale este următoarea, trebuie să fim corecți, trebuie să fim transparenți și Institutul de Sănătate Publică face acest lucru cu regularitate, la fel și Ministerul Sănătății. Totdeauna există o balanță în care pui beneficiile generate de vaccinare și impactul acestor reacții adverse post-imunizare. Ele există, din totdeauna vor exista cât timp se va face vaccinare în general. Important este ca numărul celor sau proporția celor care sunt într-adevăr serioase să fie cât mai mică și să nu se producă, bineînțeles, invalidități, infirmități sau decese. Astea sunt lucrurile foarte importante. Și atunci o să vă prezentăm cele două cifre. Au fost o oarecare controversă referitoare la un raport elaborat și de asta l-am invitat și pe domnul secretar de stat Baciu aici, pentru că dânsul a fost vicepreședinte, cred, nu?
vicepreședintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților de Vaccinare împotriva COVID-19 și dânsii au dat publicitate un raport pe data de 12 iulie. În stânga aveți raportul Institutului Național de Sănătate Publică din data de 4.01, deci în urmă cu câteva zile. Și observați că cifrele sunt identice în cele două raportări. La colegii de la CNCAV apare un tabel suplimentar cu o cifră care a constituit o anumită controversă, cred că pe 40.000 sau 41.000. Înțeleg că diferența, și aici sunt sigur că domnul doctor colonel Valeriu Gheorghiță o să vă precizeze acest lucru. Aici e vorba de număr de persoane afectate. Dânsul în tabelă, asta am înțeles eu cel puțin și trebuie să precizeze, să vă explice și cred că o să facă lucrul ăsta într-un timp rezonabil. E vorba de număr de reacții, adică dacă la o persoană s-au înregistrat două reacții, atunci n-a trecut reacția, dar este un alt tabel. Eu v-am pus cele două tabeluri comparative să vedeți că nu există niciun fel de contradicție între cifrele din raportul INSP și cifrele din raportul CNCAV în iulie. Deci sunt șase luni între cele două, circa șase luni între cele două rapoarte și nu există niciun fel de contradicție. E vorba de situația din anul 2021, când s-a administrat grosul dozelor, cred că peste 15 milioane de doze au fost administrate în cursul anului 2021 și imediat ne uităm la reacțiile adverse și la proporția lor. Să vedem care e proporția acestor reacții adverse. În partea stângă aveți numărul total de doze administrate în decursul anului 2021. Sigur, sunt 3 zile sau 4 zile din 2020 și 2 sau 2 zile din 2022. Nu are niciun fel de importanță, deci e vorba de un an calendaristic. Numărul total de doze 15.856.000. Marea majoritate acestor doze au fost cu vaccinul de la Pfizer. Și din cauza asta, din punct de vedere numeric, ele erau cele mai numeroase, pentru că din cele 15.800.000, 12 milioane erau de la Pfizer, deci 2/3 au fost de la Pfizer. Restul, până la 15.800.000, diversele produse, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson. Importantă este rata acestor infecții, rata acestor reacții adverse post-vaccinare la 1000 de doze administrate. În general, o reacție adversă a apărut pentru vaccinurile din care s-a vaccinat cel mai mult sub 1 sau în jur de 1. Mai mult a fost la AstraZeneca, 7,2 la 1000 de doze administrate și ceva mai mult la Moderna, 2,4. În rest au fost jurul valorii de 1 sau sub 1. Sub 1 au fost media, per total a fost 1,2. Deci la 1000 de doze de vaccin a apărut o reacție adversă, ceea ce este așteptat, nu este ceva neașteptat. La orice tip de vaccin apare o astfel de reacție. Important este ce reacție adversă. Cât este de gravă. Durere la locul administrării nu cred că este un lucru neobișnuit. Eu mă vaccinez în fiecare an împotriva gripei, m-am vaccinat și împotriva infecției cu nou coronavirus. Am avut oarecare durere când am făcut doza 3. N-am raportat-o că mi s-a părut ceva absolut obișnuit. Da, nu e nicio problemă. Unii au raportat. Este corect să raportăm dacă considerăm că starea noastră de sănătate este afectată după vaccinare. O mică jenă dureroasă pentru mine n-a fost o problemă. Și haideți să vedem numărul de cazuri serioase. Care sunt, nota bene, începem cu acest lucru, nu am avut înregistrate decese. Asta e, cred că, lucrul cel mai important. Iar aceste afecțiuni pe care le vedeți aici, cel puțin din informațiile pe care le avem noi, cred că marea lor majoritate au fost reversibile. Miocardite postvaccinale 15, șoc anafilactic 12, tromboză postvaccinală 16, către un caz de citoliză hepatică, mielită, neuropatie, multinevrite și poliradiculonevrite. În total, 48.
Dacă raportăm la 1 milion de doze administrate, vedeți că valorile sunt extrem de mici. În total, dacă cumulăm toate aceste reacții adverse mai serioase, ajungem la 3 reacții adverse la fiecare milion de doze administrate. Este o cifră, sigur, orice caz este important, dar nu este o cifră care descurajeze vreun fel vaccinarea. Nu putem spune că la aceste vaccinuri reacțiile adverse au fost mai numeroase, mai grave decât ce alt vaccin, la vaccinul gripal sezonier, sau la orice alt vaccin care este administrat în cadrul unui program sau în afara lui. Sunt cifrele, ultimul lucru care cred că îl mai avem de lămurit și sunt convins, cum spuneam, colegul nostru, doctorul Valeriu Gheorghiță, sper să o facă în curând. Apropo de acea contradicție legată de tabel, eu am vrut să pun ambele tabele în paralel, apropo de datele pe care trebuie să le comparăm. Mai multe explicații de la fosta conducere a CNCAF. Mulțumesc, astea sunt informațiile. Pot să răspund la o singură întrebare pentru fiecare, că trebuie să în curând, așa că o să vreau să fiți, dacă se poate, să fim cât mai rapizi în întrebări și respectiv în răspuns. Deocamdată nu avem avut astăzi raportarea de care ați beneficia și dumneavoastră, apropo de COVID, de exemplu, și secțiile terapie intensivă pentru pacienții COVID sunt ocupate în proporție de 7%. Da, domnul ministru al Sănătății, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, vorbește, ce să vezi, de imunizare. Lucru total greșit în atare condiții. Dacă și cei care au făcut vaccin, ce să vezi, au luat COVID-ul. Dar, atenție, domnilor invitați, l-ați ascultat pe domnul Rafila. Ce ați înțeles dumneavoastră din ce a spus domnul Rafila? Faceți pe la școală. Alex Coita, ce ați înțeles dumneavoastră? Ne-a spus ceva? Nu, față de ce am văzut în raport. Ar lua niște cifre pe care le știam. Avem 16 milioane de doze administrate din toate vaccinurile și 19.000 de reacții adverse raportate. Bănuiesc că mai sunt și altele care nu au fost raportate. Acum, făcând un calcul aritmetic simplu, rezultă că cât 0,3% sau mai puțin din toate persoanele care s-au imunizat cu cel puțin o doză au raportat reacții adverse. Acum, cine sunt eu să judec? Nu sunt nici medic. E mult, e puțin. Eu zic că pentru un vaccin nou, nu știu dacă ce înseamnă netestat sau testat, pentru că nu cunosc standardele tehnice, în condițiile în care eram acum un an, mai țineți minte, în 2021 octombrie, când era acea cumplită variantă Delta și erau cozi de ambulanțe la spitale, zic că se putea și mai rău. Adică nu mi se pare un raport îngrozitor. Sunteți senzațional că nu-mi spuneți lucrul ăsta, dar spuneți-i familiilor care s-au trezit cu unul dintre aparținători, da, cu un efect advers aproape irreversibil. Sau spuneți-le familiilor care în continuare bănuiesc că oamenii au murit. Ce să vezi? Vorbim de 10 cazuri. Eu înțeleg, eu vă înțeleg, dar vorbim de câteva cazuri foarte grave la milioane și milioane de vaccinări. Să fim onești, adică nu cred că este... Da, m-am vaccinat, dar în momentul acela vi s-a spus ce riscați? Vi s-a spus ce riscați? Domnul Botin, eu știu așa din cultura generală, ce am învățat de acasă, că orice medicament are anumite reacții adverse. Unele mai puternice, altele mai slabe. Vă spun o chestiune. Într-o țară în care toată lumea ia antibiotice ca pe bomboane, antibioticele fiind recomandate doar în anumite afecțiuni. Asta este altă problemă. Păi da, și care se duc direct în ficat și care cauzează probleme uneori destul de complicate la ficat. Nu cred că ar trebui acum noi să, nu știu, să ne erijăm, sau nu noi, cei de aici, dar în general noi ca români. Întrebăm. Eu zic, dacă au scăpat de la moarte
cel puțin un om din acel, din cauza acelui vaccin și n-a murit nimeni de la el, nu că bun. Datorită acelui vaccin acel om a scăpat? Nu putem să știm. Adică, nu știu, eu cel puțin nu pot să știu. Dar putem să vedem statisticile la COVID. Sunt au murit. Da. Explicați-ne dacă ați înțeles ceva din ce a spus domnul Rafila, care ce să vezi se contrazice cu raportul într-un mare fel, dar a încercat să ne arunce foarte multe cifre în față, asta nu încă să nu înțelegem nimic. Am făcut, dar n-am făcut. Și domnul Gheorghiță, care aparent va ieși și ne va povesti. Eu zic că e mai mult fapt, o problemă de comunicare, nu o problemă științifică și vorbesc în calitate de fost cercetător științific în acest domeniu. Ce pot să spun? Cei care s-au vaccinat trebuiau să citească prospectul. Este public și eu acum l-am în față, în care sunt trecute toate reacțiile adverse, cele frecvente, 1 la 10, deci oboseală, durere la locul inoculării, dar aș vrea să merg la cele 1 la 1000 în care am cădere temporară a feței, o singură parte, reacții alergice și așa mai departe. Deci în prospectul vaccinului sunt trecute mult mai dur aceste reacții adverse și într-o proporție, o frecvență mult mai mare, 1 la 100, 1 la 1000. La 40.000, eu zic că a fost 1 milion de persoane pacienți cu reacții adverse, dar ușoare, adică se încadrau în primele două categorii. Unde e publicat? Eu cred acest că populația. Lăsați-mă să-mi termin ideea, vă rog, doamna doctor. Sunt nu total de acord cu dumneavoastră ce ați spus. Care nu sunt așa. Din moment ce într-un flacon făceau la 5 sau la 6 pacienți. Ascultați-mă un pic, dacă mă lăsați să-mi spun punctul de vedere, e perfect. Așa ne respectăm între noi. În primul rând, au fost și vicii de procedură în momentul injectării, pentru că trebuia făcut la temperatura corpului acea doză și nu la 4 grade când o lua din frigider. Trebuiau să se respecte termenul de valabilitate după diluție. La început au fost unele reacții adverse pentru că au fost vicii de procedură. Cu timpul s-au obișnuit cadrele medicale să facă și vaccinul conform recomandărilor date de către producător. Eu zic așa, că vaccinarea trebuia făcută la recomandarea medicului de familie, a medicului curant, care cunoștea istoricul medical al pacientului. Da. Domnul Coșocar, o singură întrebare, iertați-mă că vă întrerup. În momentul când s-a făcut prima doză de vaccin cu programare în România, țineți minte cum era isteria generală, exista pe piață acest prospect? Da, el de când a intrat în țară. Și dar ce mai zic? E pe net, e pe internet și pe guvern. Prospect Pfizer. Vaccin Pfizer. Deci, ascultați-mă un pic, ce scrie în subsolul prospectului e foarte important. Orice reacție sau reclamație o faceți către guvernul țării noastre. Deci guvernul și-a asumat acel prospect pentru că conjunctura o cerea, situația respectivă. Faptul că imunizarea, nu poți să spui că atunci când te faci un vaccin nu mai faci boala respectivă, dar nu ai forme mortale, ai forme mai ușoare. Acum, lucrurile astea se învață... O secundă, vreau să-mi termin ideea. De ce? Că lucrurile astea se învață în anul 1 și 2, 3 de facultate și în perioada aceea 2020-2021, decât puțin medici au ieșit public să spună adevărul. Că nimic nu este perfect. Bun. Vreau să o rog pe colega noastră, Alexandra Nistorescu, să ne spună așa. Noi avem o mega hărnicie de a cumpăra, în a cumpăra în continuare vaccinuri, deși pe piață a ieșit scandalul care a ieșit și nimeni aproape că nu înțelege nimic, cu excepția specialiștilor care și ei sunt împărțiți în cel puțin două tabere. Hai să, Alexandra, te rog frumos, explică-ne, mai avem vaccinuri? Adică pot să mă duc liniștit și cu domnul Coita și cu domnul Grigorescu să ne mai vaccinăm o dată? Avem vaccinuri pentru ani de zile de acum înainte. În depozitele de la noi din țară sunt 10 milioane de doze în acest moment. Sunt ceva. Însă trebuie să precizăm că sunt 3 milioane de doze împotriva Omicron. Adică acele doze care au fost achiziționate recent și ni s-a spus de către Alexandru Rafila că a fost făcută o negociere cu cei de la Comisia Europeană pentru a primi mai puține doze, pentru că trebuia să primim 11 milioane, iată că am primit 3 adaptate împotriva noilor variante. Celelalte 7 sunt în depozite, unele dintre ele au expirat, unele dintre ele urmează să expire, deci cel mai probabil vor fi duse către un proces de distrugere care va costa și el nu știm încă câți bani. Însă noi ne-am uitat pe datele din ultima perioadă să vedem cam câți români se mai vaccinează și în medie sunt 400 pe săptămână. Iar dacă facem un calcul, vedem că ar fi undeva la 20.800 pe an. Adică într-un an atât români s-ar mai vaccina.
Dacă, ipotetic vorbind, toate aceste 10 milioane de doze ar fi în valabilitate și ar putea fi folosite, la această medie de 400 de români pe săptămână care se vaccinează, am terminat aceste doze în 480 de ani, potrivit calculelor făcute de noi astăzi. Însă nu știm ce se va întâmpla, pentru că, vă spuneam, foarte multe expirate, foarte multe care urmează să expire, însă autoritățile nu ne-au dat până acum nicio cifră oficială despre dozele expirate și, foarte important, aș vrea să vă mai spun că în perioada 27 decembrie 2020, 10 februarie 2022, au intrat în țară 31.813.299 de doze, iar 5,6 milioane dintre ele au fost fie donate, fie revândute. Eu am rămas blocată la 480 de ani. Mulțumim, Alexandra. Domnule Matei, cum 480 de ani. Stăm bine! Da, domnule senator, lasă că o să comentăm după publicitate, când o să avem foarte mult timp la dispoziție pentru comentat. Dar eu vreau atât să vă spun, doamnelor și domnilor. După publicitate, o să facem o excursie în trecut. Avem mașina timpului, pum! Și o să auzim ce spuneau autoritățile de atunci vis-a-vis de vaccin. Și domnul Cojocaru o să ne facă un desen ca să vedeți de unde ar putea apărea aceste efecte adverse. Și dincolo de asta, vreau să lămurim foarte clar de ce a apărut acum acest scandal. Revenim în câteva minute. E scandal, doamnelor și domnilor. Noi încercăm să fim la mijloc, păreri pro, păreri contra. Revenim în câteva minute. Scandal uriaș, Ana, scandal uriaș. Suntem în mijlocul unei epidemii, pandemii de reacții, care mai de care mai hotărâte, ca să nu spun alt cuvânt, vis-a-vis de raportul minune care a bulversat România. Despre reacții adverse care până la urmă pot apărea după imunizare, dar acest lucru s-a vorbit și în timpul imunizării, în perioada campaniei de vaccinare. Însă să ne aducem aminte că autoritățile mereu au susținut că serul este sigur și că datele științifice arată că nu este vorba despre efecte grave. Iată și declarațiile. Vaccinării de care avem atâta nevoie. 4 de ore sunt întâlnite majoritatea reacțiilor adverse. Reacțiile care se înregistrează la o perioadă de timp sunt mai degrabă legate de starea de astenie, care poate să fie observată de anumite persoane. Nu sunt oricum reacții adverse majore sau reacții adverse care să impacteze starea de sănătate a persoanei respective. Persoanele pot și trebuie să raporteze reacțiile adverse pe un interval de timp de, dacă spun bine, 28 de zile de la momentul vaccinării, tocmai pentru a avea o evidență cât se poate de bună a profilului de siguranță. A fost stabilită o cauzalitate până în acest moment între decesul, între vaccin și decesul asistentei de la Institutul Marius Nasta, și dacă au mai apărut reacții adverse în rândul celor care au făcut rapelul și dacă vorbim, bineînțeles, de reacții adverse severe. Nu au fost înregistrate reacții adverse grave. Referitor la cazul colegii noastre de la Institutul Marius Nasta, chiar astăzi am avut discuții cu reprezentanții Institutului de Medicină Legală. Se așteaptă probele toxicologice, moment în care va fi făcută opiniei publice cunoscute cauzele decesului. Nu intenționez să speculăm pe marginea unui subiect atât de important. Sunt convins că nu există nicio relație de cauzalitate. Este considerat vaccin sigur, este un vaccin care este gratuit. Dacă totuși cât mai mult îl facem, reușim poate cât mai repede să reajungem într-o situație cât mai aproape de normalitate. Deci îndemnul meu către toți este să nu asculte toate aceste știri nefondate, afirmații nefondate despre vaccin, ci să meargă pe informațiile care sunt furnizate și care sunt justificate științific. Avem tot ce înseamnă structurile esențiale în acest moment în care intră în contact direct cu cetățeanul. Dacă ne gândim la școli, dacă ne gândim la spitale, dacă ne gândim la organe de ordine, sunt cele care intră în contact permanent cu cetățeanul. Se propune acest lucru în contextul în care avem o creștere. Am efectuat astăzi prima doză din schema de vaccinare. Este un moment pe care l-am așteptat de atâtea luni alături de colegii noștri din sistemul medical, și anume sosirea și apariția unui vaccin
care să îndeplinească toate criteriile de siguranță, de calitate și de eficacitate. Împreună și numai împreună putem risipi acest virus al neîncrederii. Virusa neîncrederii, dar și vaccinul. Bă, cine zice ceva, Doamne, deci nu, vaccinul e sigur și atenție, gratis, bă, pentru toată lumea. Comentăm imediat, înainte de asta, din punct de vedere științific, ca să înțelegeți exact de unde apar aceste efecte adverse. Domnul Cojocaru. Deci eu vreau să mă adresez publicului cu un nivel mediu în cultură medicală, elevilor de clasa 12-a și studenților anul 1 și 2 de la medicină. Dacă auzi de ADN, avem ADN-ul, scuze, aici avem RN-ul și aici este ARN mesager. De ce am spus, am început cu ADN-ul? Pentru că mă refer la om și dacă eu am aici un ADN, acestea sunt acele proteine, că tot vorbeam de secvențierea proteică. Aici este un ARN monocatenar, adică virusul, cum spuneam noi, și el are o secvențiere de proteine. Ce este ARN-ul mesager? Este o matriță care copiază secvența acestor proteine. Și aici această bucățică ARN mesager, care este substanța activă a vaccinului, trebuia înglobată în ceva. El nu putea fi transmis prin vaccin dacă nu era înglobat în câteva molecule. Dacă ne uităm în prospect, sunt trei substanțe cu denumiri foarte științifice și încă vreo șase substanțe, sucroză, colesterol, sare, apă de ser fiziologic și așa mai departe. Toate acele substanțe care au fost acestea înglobate au diverse reacții adverse. Unele dintre ele sunt alergene și avem reacții alergice în organism. Unele îți dă o stare de psihoză, cum sunt acei alcooli trecuți acolo. Sau îți poate determina anumite coagulări ale sângelui, să creeze tromboze. Dar frecvența cu care ele apar sunt trecute în prospect. Problema care este? Că acest vaccin trebuia făcut la recomandarea medicului curant care cunoștea istoricul și comorbiditățile pacientului. Și medicul ce a recomandat? Medicul a cântat și el corul vaccinării, că așa a fost întâlnit. Medicul s-a implicat în politică. Managementul acestei epidemii și campanii de vaccinare a fost mai mult politic decât științific și foarte mulți medici care aveau experiență nu au ieșit în față să explice. Totodată, trebuie să se explice foarte clar că acest ARN-M, care este o matriță și ea copiază secvența ARN-ului, avea doar un rol de, cum să spun eu, de a sesiza ADN-ul uman că există un antigen, un corp străin. Dar, din ce scrie și în prospect și cum am văzut și în acea perioadă, a fost, o pareză a nervului trigemen. Când mergem la stomatolog și ni se injectează oxilină pentru anestezie stomatologică, se afectează o ramură a nervului trigemen. Avem pareză. La o otită avansată putem să avem o pareză facială. Dar a contat foarte mult dacă a făcut cu viteză mare, cu profunzimea, să atingă acest ser. Compoziția asta de 6-7... S-a făcut 7... după ureche. Nimeni nu ne-a spus, nimeni nu ne-a dat prospectul. S-a ținut absolut aiurea, dar a fost un heirup de ăsta pentru că trebuia să dea bine și pentru că eram obligați să avem vaccin. Și a devenit o obligativitate. Într-adevăr, domnul Grigorescu, domnul Matei, n-ați apucat să comentăm, dar acum avem toate datele. Da? Despre ce vorbim aici? Pentru că eu v-am spus și la pauză. Gândiți-vă doar ce este în sufletul celor care, din familie, au pierdut pe cineva și l-au văzut în sacul ăla negru, da? Când a trecut mașina mortoară prin fața casei. E nici măcar n-a ajuns cu omul la cimitir. Gândiți-vă ce le trece acum prin cap acelor oameni, pentru că, în continuare și astăzi, domnul Rafila este ambigu în explicații. Domnul Grigorescu, apoi domnul Matei. Cu siguranță, subiectul vaccinării a fost și va rămâne un subiect foarte controversat. Mai ales într-o țară precum România, în care nu doar acest vaccin este un subiect de dezbatere publică, în care se polarizeze punctele de vedere, pro sau contra. Sunt o grămadă de alte situații în care vedem poziționări divergente ale oamenilor, cu argumente mai mult sau mai puțin solide. Certitudinile cu privire la acest vaccin anti-COVID este că a fost pus în circulație extrem de rapid,
nu cred că este niciun semn de întrebare, că nu a avut timpul necesar ca orice alt vaccin să treacă prin perioadele de teste clinice, de validare a modalității în care acesta funcționează. Dacă aceste lucruri le spuneam sau alții le spuneau, noi de ce nu ascultam? De ce spuneam, a, stați că este sigur, stați că este un vaccin bun, stați că ne salvează? Pentru că a fost o perioadă, cred că, foarte dificilă, în care sunt de acord, a fost o perioadă foarte dificilă în care decizia, și da, aveți dreptate, poate s-a politizat prea mult perioada respectivă a pandemiei. Aveți dreptate. Poate trebuiau să fie mult mai mulți medici care să poată să ia niște decizii, să ghideze în mod mai pregătit din punct de vedere tehnic modalitatea în care să fie gestionată această situație. Dar din punct de vedere, la un moment dat, politic, s-a luat o decizie, într-adevăr. Bă, ce facem? În ce direcție mergem? Mergem în direcția asta, cum merge toată Europa și sperăm că este direcția potrivită, că avem aceste vaccinuri noi. Într-adevăr, nu suficient testat. Nu știm ce se poate întâmpla. Doamne ferește, ce reacții adverse vor exista. Da, vedem, sau mergem pe varianta alternativă în care haideți să așteptăm o perioadă mai lungă de timp, să vedem ce se întâmplă în alte țări, să vedem dacă se valifică. Îmi spuneți că a fost o chestie, până la urmă, geopolitică, o chestie care ne-a forțat cumva să mergem după trend fără să cunoaștem ceea ce se poate întâmpla. Cred că a fost o decizie românească. Și dacă mor vreo 2-3, ia mai dăm încolo. O decizie europeană? Dacă credem vreo secundă că a fost o decizie pur românească a domnului Rafila, a spus geopolitică, deci n-am spus local. Aceasta a fost o decizie, nu doar la nivel de Europa, a fost o decizie la nivel... A fost una dintre principalele situații în care omenirea a trebuit să se confrunte cu o decizie la nivel global, cu o problemă globală. Dar decizia noastră românească este să luăm atâtea doze de vaccin. 480 de ani avem. Aceea este o problemă, într-adevăr, pe care noi am gestionat-o. Și într-un fel încurajăm vaccinarea, dacă noi tot comandăm, nu? Pe care am gestionat-o. Risipa banului public, mai degrabă. Aia este, într-adevăr, o mare problemă. Referitor însă la a fost sau nu o decizie bună să încurajezi populația la momentul respectiv să se vaccineze, e foarte greu să te pronunți în momentul de față, pentru că, sigur, argumentul stă total în picioare când puneți întrebarea legitimă. Cum se uită astăzi un om a cărui rudă, a cărui familie, a cărui prieten a trecut printr-o perioadă extrem de complicată ca urmare a reacțiilor adverse sau care n-a fost salvat de vaccin și așa sau mai departe? Poate că sunt oameni care acum au sechele fizice, da și nimeni nu știe de unde au apărut aceste sechele. Așa este și nu pot să contrazic, mai ales să mă uit în ochii unor astfel de oameni să contrazic cu astfel de afirmație perfect legitimă. Dar va rămâne tot timpul și semnul de întrebare. Dar dacă nu s-ar fi vaccinat, oare care ar fi fost consecințele? De acord cu dumneavoastră, dar se naște o întrebare, domnule senator. Și întrebarea este simplă. Noi n-am mai avut tangență cu lovitura asta a COVID decât atunci când era în vogă varianta Delta. Parcă dumneavoastră ați adus aminte de varianta Delta, 2021, da? De atunci până acum, suntem deja în 2023, nimeni nu a mai spus nimic. S-a vorbit de război, s-a vorbit de criză economică, s-a vorbit de ce vreți dumneavoastră. De ce credeți că a apărut raportul acum? Acum, la început de 2023. Că pe mine mă intrigă chestia asta și tare aș vrea să aflu părerea invitaților. Da, dacă referitor la ceea ce spuneți dumneavoastră, știm foarte bine prin ce momente foarte grele am trecut în perioada respectivă, în care aveam spitale arhipline, pacienții erau tratați pe holurile spitalelor, ajunsesem într-o incapacitate de a putea să-i tratăm în condiții umane și dumneavoastră ați prezentat de foarte multe ori. Ceea ce este mai puțin, ceea ce este grav din punctul meu de vedere, este faptul că la acea perioadă politicul a luat locul specialistului. De ce spun lucrul acesta? Dacă dăm imagine din perioada respectivă, o să vedem că miniștrii de la acea vreme făceau incursiuni pe la toate televiziunile, mergeau cu cămașa ruptă mai pe stânga, mai pe dreapta, în care ne arătau cum își administrează doza și ne încurajau pe toți că este foarte bine să ne vaccinăm. Nu spun că nu este bine să ne vaccinăm sau că nu a fost bine să ne vaccinăm. Dacă ne uităm pe raportul pe care îl avem astăzi, o să vedem că avem 3 reacții adverse la 1 milion de doze, ceea ce nu este îngrijorător din punctul ăsta de vedere. Dar nu-i mai puțin adevărat că dezbaterea cu specialiștii a lipsit în locul, pentru că politicul a luat locul la acea vreme a dezbaterilor adevărate. De ce este momentul acum, de ce a apărut acest raport? Pe mine mă interesează foarte tare. Care este mecanismul care a dus la apariția în public a acestui raport, care, iată, dă peste cap România? Este foarte simplu. Oamenii, probabil că la acea vreme, comunicarea nu li s-a fost permisă.
Pentru că altfel eu nu am o explicație de ce să nu dai raportul în perioada respectivă etapizat, pentru că am avut reacții adverse, care este un lucru, este un lucru extrem de grav, și îl dăm astăzi, în care prezentăm global toată situația. Din punctul meu de vedere, la vremea respectivă trebuiau dat raportare etapizată și periodică, să știm efectiv de ceea ce avem parte în urma administrării acestui vaccin, pentru că 100% un vaccin sigur nu se poate. Știm foarte bine ce probleme avem atunci când vine vorba să facem schema obligatorie de vaccinare pentru copii. Dar astăzi avem transparență. De ce s-au ascuns aceste 40.000 de cazuri? Unii deja spun că mulțițile cu 10, și nici așa nu o să aveți tabloul exact. Habar n-am, nu știm, nu vreau să mergem în speculații. Dar pe mine mă interesează așa, s-a fâsâit războiul din Ucraina și a început din nou povestea asta? S-a fâsâit povestea cu pandemia de, cu epidemia de gripă a domnului Rafila, da, alerta aia de pandemie de gripă, a dat o alertă de epidemie de lambada și acum cumva e un joc de ăsta de a mai, nu știu, de a mai justifica milioanele de doze de vaccin cumpărate și stocate? Că aici este problema mea, că nu înțeleg de ce a apărut acum, de ce s-a întors românul peste cap. În declarație a și spus că el s-a vaccinat din nou cu noul ser și că pentru el nu este nicio problemă și vedem ce se va întâmpla. Hai să vedem ce spun oamenii, pentru că ai noștri colegi s-au dus în stradă să vorbească cu oamenii și să-i întrebe ce părere aveți, vă mai vaccinați, mai aveți încredere? Iată ce spune poporul. N-am făcut niciun vaccin niciodată. N-am încredere, sunt foarte sănătoasă, mi-a sigur sistemul imunitar, mănânc ce trebuie și n-am nevoie. Nici măcar răcită n-am fost. Am avut dreptate că nu m-am vaccinat. De asta mă bucur. Și nici familia mea, nimeni. Părerea aveți despre acest vaccin, la modul general? Păi părere prostă. Păi astea le bănuiam dinainte să spună la televizor că vor fi și reacții adverse și că nu va fi în regulă cu acest vaccin. Eu nu l-am făcut. De ce n-ați făcut acest vaccin? Ce părere aveți despre el? Pentru că n-am avut încredere în ăsta. Nu se face un vaccin de pe o zi pe alta, ca să fie și eficient. Și e normal să nu fie, să nu mi-l fi făcut. Erau controverse și lumea era împărțită în două tabere ca niciodată. De obicei, te iei după tabăra care este mai mult ca procentaj. Ori erau aproape jumătate-jumătate și în situația asta am preferat să nu merg. Au apărut peste 41.000 de reacții adverse. Ce părere aveți? O părere foarte proastă. De ce? Dumneavoastră v-ați vaccinat? Am vaccinat de 3 ori și am făcut și după a treia doză. E o făcătură. Ce să vă... Ce reacție ați avut când v-ați vaccinat? Ați avut vreo reacție? Toate reacțiile care se spun la gripă, la... Tot. Dureri de cap, dureri de... De oase nu mă mai vaccinez în niciun caz. Am 73 de ani, nu în niciun caz. Păi este teamă de COVID? Nu este teamă. Soțul meu a murit de COVID. Adică n-am murit de COVID. Voastră v-ați vaccinat anti-COVID? Nu. Nu, pentru că sunt operată pe corp deschis și mai am niște alte diagnostici și am evitat. Deci poporul zice, aoleu, frate, și cred că aici abia puteți să mulțiți cu 1000. Pentru că în urma acestui scandal sunt convins că încrederea în vaccin este sub linia de la zero. Așa că e complicat. Dar tot n-am aflat răspunsul. Și știți ce mai apasă? Că tot vin tot felul de argumente antivaccinare. Da? Că vă spuneam, este o ambiguitate totală. Știți scandalul cu doamna Ursula von der Leyen, care că se pare că va fi anchetată de procurori, că a avut niște mesaje cu șeful de la Pfizer, care nu vrea să vină la Parlamentul European să explice ce și cum cu vaccinul. Ursula a șters toate mesajele. Deci este un scandal și acolo, că tot vorbeam de geopolitică, domnule Grigorescu. Da? Așa că lucrurile vin și informațiile vin cumva să adâncească această prăpastie pe care eu o simt deja și am văzut-o între români, între cei care spun
nu am încredere în vaccin și cei care spun, ba da, eu am încredere în vaccin. Iar dacă datele cu reacțiile adverse după vaccinurile anticovid au fost mușamalizate, atunci este caz grav de închisoare. Aceasta este declarația șocantă a fostului premier, care a pus bazele campaniei de vaccinare când România era sufocată de numărul uriaș de cazuri de COVID-19. Așadar, Ludovic Orban a declarat în exclusivitate la emisiunea România Suverană de la Realitatea Plus că datele au fost înregistrate de mult timp în sistem, iar cea mai mare problemă este că nimeni nu a vrut să nu a, sau nu a putut să le dezvăluie până în acest moment. Haideți să urmărim declarația. Dacă este adevărat că s-a încercat mușamalizarea unor cazuri de efecte adverse, asta este penală și este de pușcărie. A existat un mecanism foarte serios de raportare, de altfel există aproape 20.000 de cazuri de efecte adverse raportate care au fost și prezentate în public. Eu nu cred că aceste date pot fi falsificate. Păi dacă domnul Oprea i s-a cerut la momentul respectiv, nu contează de către cine, de către un oficial, să nu raporteze un caz. De ce nu a anunțat public la momentul respectiv? De ce nu a sesizat parchetul? Pentru că aici este o infracțiune, conform legislației, să ascunzi. Dacă într-adevăr Gheorghiță sau altcineva ar fi încercat să împiedice prezentarea unui caz de reacție adversă, e grav. Numai că lucrul ăsta trebuie demonstrat și întrebarea este dacă cineva semnalează o astfel de situație, de ce n-a semnalat când a apărut situația respectivă? Vă rog, domnule Cojocaru. Păi nu, că vedeam acolo că se plângea că nu a avut buget. Cine? Domnul care a fost purtător de cuvânt, cred, nu? La Ministerul Sănătății, care a reclama. Da. Nu cred că e nevoie de buget bomba, să explici pe înțelesul tuturor din ce e format vaccinul sau SARS-CoV-2. Mi-amintesc că atunci când nu se făceau necropsii, cum să pui un diagnostic fără analiză de laborator? Se făcea necropsie? Da, țin minte, cu sacii. Păi doamna Pop zicea, doamna doctor nu, Pop a spus că nu era posibil. Păi cum că virusul nu trăiește pe suprafețe? Nu e bacterie, să zici că în urma unui cadavru toate suprafețele se capsulează sau se sporulează. Dar spuneau toți să ștergem suprafețele că rezistă nu știu cât timp pe suprafață. Au fost multe declarații ilogice medicale. Sterilizatoarele de telefoane din China s-au vândut extraordinar de bine. Păi întreb, unde erau medicii din România, că sunt sute de mii care au făcut școală, se învață în școală chestia asta, că un virus nu trăiește pe un corp inert, mort. De ce s-a propagat chestia asta cu cadavrele băgate în saci? Păi nu știu, trimis la populația cu... subteroare. Stați-mă puțin, ce a fost asta, mă? A fost afacere? Domnul Căita, a fost afacere? Mai asta a fost afacere? Deci fiecare țară trebuie să cotizeze câteva sute de milioane de euro să cumpere niște seruri. Până la urmă, acum o să ajungem la ideea că nici nu a existat. Până la urmă, deci eu cred că a fost, ca să rezum așa, foarte simplu. Cred că vaccinul a fost și este bun. Cred că politicienii au făcut bine că au încurajat oamenii să se vaccineze și cred că vaccinarea rămâne singura soluție în astfel de cazuri, dacă o ai. Și am avut-o, asta e foarte bine. Evident că există și efecte secundare ca la orice medicament. În schimb, ceea ce nu este bine, sunt două lucruri, de fapt. Unu, cei care trebuia să comunice, și nu mă refer la domnul acela purtător de cuvânt despre care nu prea știe nimeni, nu e un om cu notorietate, mă refer la liderii politici care au venit și s-au prezentat extrem de nepregătiți. România a suferit din cauza unei crize majore de credibilitate a factorului decizional. Nu vreau să dau nume. Arafat să vă zică, domnul Coita, că vaccinul este sigur. Și păi dar Arafat e un secretar de stat tehnocrat de la Ministerul de Interne. Izoleta, nu e arestat. Dar nu e normal, nu e normal, domnule Botin, ca președintele, premierul și oamenii care sunt sus acolo să arunce totul la un secretar de stat de la MAI, care e și el, acolo un tehnocrat. Nu zic că e bun sau rău Raed Arafat. Asta este unul la mână. Doi la mână. Este absolut incredibil. Apropo de ce spuneați dumneavoastră, domnul Botin, mai devreme, că am dat, vedem acest raport abia acum, că nici astăzi nu știm exact cum deși au permis guvernanții să facă aceste achiziții de sute de milioane, peste 100 de milioane de doze de vaccin, în condițiile în care populația României știm că este sub 20 de milioane și se știa foarte bine, dacă domnul Cojocaru a spus că acest virus este un virus care nu omoară gazda și se transformă ca să reziste, genetic, că era clar genetic. Că vaccinul inițial nu putea să fie eficient. Deci asta vreau să știu. Cât a fost? 120 de milioane de doze, vă jur. Am auzit această știre prima dată aici la Realitatea TV, eram în platou.
în vechiul sediu, am crezut că e fake news. Pentru că era o altă fake news, am crezut că e fake news. Am zis, nu se poate așa ceva. Deci nu se poate, nu am crezut. Și când mi-am dat seama că de fapt nu este fake news și este real, efectiv m-am blocat. 120 de milioane de doze la cât? La 17 dolari euro doze? Corban a fost un pic deci acolo blocat, este, apropo de ce spuneți dumneavoastră, la un, business-ul, la da, este un virus care asta, suportă da. Mutații genetice la fiecare 3-4 luni? Despre ce vorbim aici? Apărut în deci o să mai vorbim despre acest scandal. O să mai vorbim despre acest scandal, doamnelor și domnilor, pentru că eu sunt convins că este departe de a se fi terminat și sunt convins că în zilele următoare o să apară și cazuri concrete cu oameni care au suferit sechele sau poate și-au pierdut oameni din familie în urma acestui vaccin. Pentru că, așa cum am eu feeling-ul ăsta de lup bătrân, da, acest scandal va duce mult și bine. Ca și scandalul despre care o să vorbim imediat, breaking news, doamnelor și domnilor. Așadar, frații Tate rămân în arest, la fel și cele două presupuse complice ale acestora, după ce curtea de apel le-a respins contestația. Procesul a durat mai bine de 5 ore, timp în care au făcut declarații și inculpații, dar n-au reușit să-i convingă pe judecători. Este o adevărată lovitură pentru proxeneții milionari care se lăudau nu de mult că vor da șpagă la gardieni și că vor avea fete în celulă. Între timp au apărut și declarațiile aberante ale unor femei care le iau apărarea. Magistrații de la Curtea de Apel București nu s-au lăsat înduplecați de argumentele aduse de inculpați și avocați. După mai multe ore de gândire, au decis să respingă contestația formulată de apărătorii milionarilor. Frații Tate, împreună cu cele două fete vizate și ele în acest dosar, au ajuns din nou în arestul capitalei. Până când se va lua o decizie în acest caz, cei patru inculpați nu vor avea nicio legătură cu mediul exterior și vor primi vizite atât de la avocați, cât și de la rude aici, în arestul capitalei. Cu doar două zile înainte să fie arestat, Andrew Tate făcea declarații scandaloase în mediul online. Proxenetul milionar spunea cu nonșalanță că dacă va ajunge după gratii, va mitui toți gardienii și va avea grijă să nu ducă lipsă de nimic. Oh no, not court for media. Între timp ies la iveală noi informații și despre victime. Fetele au făcut dezvăluiri incendiare. Două dintre ele care fac parte din dosar le sar în apărare proxeneților și neagă. Două dintre ele care fac parte din dosar le sar în apărare proxeneților și neagă acuzațiile care li se aduc. Ele spun că totul ar fi o scenare. Poți să mă treci pe mine ca și victimă, dacă eu n-am spus că sunt o victimă. Brusc a bubuit o țară întreagă. Dar unde sunt dovezile? Păi sunt aceste discuții pe care ți le citeam mai devreme. Nu sunt adevărate. Au intrat 20 de aici cu poliția, nu mișcă nimeni, stați pe loc. Ei au urcat sus la ea în dormitor, aveau ușa încuiată cu cheia, au spart ușa, ele au țipat, dar poliția n-a văzut că cheia de la dormitor era pe pat. Am pe mâna stângă tatuajul ăsta care scrie Tate Girl, pe care l-am făcut din respect pentru ei. Are you Tate's property? I'm no one's property, but I can tattoo whatever I want. La dosar se adună de la un moment la altul informații care i-ar putea înfunda pe cei doi. Fetele racolate erau jignite și abuzate constant, iar dacă refuzau să muncească, proxeneții le amenințau că imagini compromițătoare cu ele vor ajunge la familiile lor. Mai mult, tinerele care nu postau în fiecare zi pe platforma OnlyFans erau amendate, iar una dintre fete ajunsese să fie datoare cu 4.000 de euro. Apar date noi și despre tatuajele cu mesajul Owned by Tate, adică proprietatea lui Tate. Andrew spune că fetele s-ar fi tatuat din recunoștință și că nu ar fi fost obligate de ei. Tinerele au fost atât de terorizate încât se poate spune că au fost spălate pe creier, iar unele ar fi fost în stare chiar să omoare pentru cei doi frați, se mai arată în stenogramele din dosar. Și mama celebrilor proxeneții rupe tăcerea. Femeia care i-a crescut singură și în sărăcie pe cei doi fii ai săi, după ce a divorțat de tatăl lor, este extrem de nemulțumită de ceea ce fac băieții în România, chiar dacă au ajuns bogați și cunoscuți. Ca să vezi ce ușor să fac banii. Cu noi, Marius Pașcan,
prim vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară. Bun găsit, domnule Pașcan. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Și Sorin Roșca Stănescu, jurnalist. Bun găsit, domnule Stănescu. Bună ziua. Bun, am să încep cu dumneavoastră, domnule Stănescu. Frații tăi rămân în arest și în fiecare zi mai apar amănunte despre afacerea despre care procurorii spun că se confundă cu proxenetismul. Da? Și este un scandal, unii spun că vai, ar fi niște băieți nevinovați. Alții, pe de altă parte, vin cu amănunte care mai de care mai picante. Cum trebuie să comentăm acest scandal, domnule Stănescu? Eu nu spun niciodată. Eu spun faptul că ne aflăm în prezența celui mai mediatizat caz penal românesc din toate timpurile, pe plan internațional. Deci, întreaga planetă urmărește acest caz. Din acest motiv, este extrem de important să vedem cum se va face translația de la acuzațiile certe de imoralitate, pe care nu le poate contesta nimeni, acuzații legate de practicile acestor doi frați și a complicilor lor, și partea penală. Dacă translația asta nu se face așa cum trebuie, adică în respect față de procedurile penale și față de administrarea corectă a probelor, repet, penale, că una sunt probele morale, alta sunt probele penale, atunci justiția din România va face de râs. Deci este extrem de important ca justiția din România să poată să treacă acest examen, administrând probe concludente de vinovăție penală a celor doi frați. Dar aveți vreo îndoială, domnule Stănescu, de, da, nu știu eu, rechizitoriul făcut de, sau de probere din rechizitoriul făcut de procurori, că nu știu de ce judecătorul dă arest preventiv atunci? Am câteva îndoieli. În primul rând, au trecut 5 luni de când mascații au intrat în casa, în clădirile, în sediile acestora și au confiscat toate suporturile electronice. În 5 luni, procurorii nu au fost capabili să facă inspecțiile informatice. Adică să controleze acele suporturi magnetice, să scoată, să extragă de acolo toate probele necesare și acum cer timp. Al doilea semn de întrebare pe care l-am este de ce, dacă procurorii sunt pe un caz tare, pe un dosar serios, de ce nu le-au permis avocaților decât 45 de minute să citească un referat care nu reprezintă dosarul, ci doar o parte a dosarului, un referat de 100 de pagini prin care au cerut prelungirea. Eu admit că dumneavoastră spuneți niște lucruri sau puneți niște întrebări care se justifică. Dar ați urmărit, domnule Stănescu, cu tot respectul, ați urmărit mărturiile fetelor traficate care vorbeau de viol, de bătaie, de exploatare? Ați urmărit acele interviuri? Unul dintre ele dat și pe BBC. Una e cei la televizor și alta e cei în dosar. În dosar nu există decât o singură mărturie a unei prezumtive victime, care se referă și la o altă victimă, una din victime din Republica Moldova, asta a doua, nu știm de unde, și victimele sunt cam dispărute. Deci eu acum discut lucid și la rece despre probele din dosar, nu despre ceea ce se vehiculează. Dar știți probele din dosar? De unde știți care sunt probele din dosar? Păi e tot ce au avut acces avocații sunt aceste probe. Iar la prima lor condamnare, deci nu în apel, dincolo, se știe clar că judecătorul a spus că nu există nicio probă de viol și că procurorii trebuie să vină și să administreze probe de viol. Păi și atunci de ce sunt în arest preventiv? Păi întrebați-i pe ei. Da. Sigur, uite, vreau să urmărim 40 de secunde o altă mărturie a unei apropiate a fraților Tate. Acum.
Tristan Tate și femeia care a dăruit o fetiță nu și-au ascuns relația și chiar au fost surprinși la braț pe străzile din București în urmă cu ceva vreme. Femeia în vârstă de 31 de ani este cunoscută în industria XXX. Abigail Tyson ar avea o avere de 4 milioane de dolari din pornografie online. Potrivit cancan.ro, oamenii legii din România o bănuiesc pe Abigail Tyson de implicare în grupul infracțional condus de frații Tate. Autoritățile sunt interesate de amestecul modelului în afacerile ilegale, însă până acum aceasta nu a fost găsită. Da, deci, nu știu, acum, cum spune domnul Roșca Stănescu, imoralitate, lipsă de probe, habar nu am. Însă, au apărut și cred că vor mai apărea multe mărturii, nu știu ce au făcut procurorii, nu știu ce au făcut judecătorii. Cu un singur lucru pot să fiu de acord cu domnul Roșca Stănescu și anume că e unul din cele mai mediatizate cazuri de acest gen, penale, atât pe plan național cât și pe plan internațional. Horia Grigorescu, într-un minut, cum vedem saga asta cu frații tăi? Saga o vedem în felul următor. Suntem în faza de urmărire penală, deci astăzi nu trebuie să fie prezentate de către procurori toate probele, ci trebuie să aibă probe suficiente pentru a începe urmărirea penală și pentru aici a convinge un judecător și pentru a convinge un judecător că acești domni, dacă puteți le zicem așa, trebuie să fie în arest preventiv pentru a nu aduce vreo problemă în desfășurarea urmăririi penale și dacă instanța a zis într-un anumit fel că se impune arestul preventiv, foarte bine, că de-aia trăim într-un stat de drept și trebuie să respectăm hotărârea instanței, au posibilitatea să atace în continuare. Mai mult decât atât, e puțin dureros și vă zic sincer, e puțin dureros că acest dosar penal a început ca urmare a unor fete românce care au avut niște probleme și care s-au dus și au făcut niște plângeri, ci ca urmare a unor sesizări venite, ca urmare a faptelor săvârșite, presupus săvârșite de acești băieți, față de cetățeni americani. O cetățeancă americană în speță. Ceea ce, ok, foarte bine că s-a pus în mișcare urmărirea penală, foarte bine că ne facem treaba aici în România, dar sunt convins că au mai fost și alte... Și presupun, de ce au tăcut din gură fetele din știu, România? Presupun că au mai fost poate și alte momente în care s-au făcut sesizări, s-au făcut plângeri, dar acești băieți care erau, nu, regii lumii, high life-ului bucureștean și care, nu știu, din nou, poate speculăm, mai aveau anumite uși deschise în diverse părți, nu au pățit absolut nimica. Dincolo de problema morală, iar problema morală este una incalificată, nu merită nici măcar o secundă să le iei apărarea acestor, așa zis, bărbați, care promovează un mesaj constant, misogin, grețos. Grețos de oameni care absolut nu au o direcție sănătoasă în viață. Sunt niște băieți care și-au găsit o audiență de puști, de băieți de 16-25 de ani care învață să fie băieți șmecheri în viață, că asta sunt. Domnii frați tăi, mari bătăuși, mari englezoi care au venit aici la noi în România să ne învețe șmecheria. Asta sunt ei. Înțelegeți? Și-au făcut o plajă extraordinar de mare de influenceri din care au crescut. Au luat aceste fete pe care cărora le-au promis marea cu sarea și pe care le-au pus să genereze bani pentru ei, că nu fetele le-au devenit milionare, nu ele conduc Lamborghini-uri și Ferrari-uri, nu ele au vile de lux în nordul Bucureștiului, iar faptul că astăzi acești băieți sunt acuzați de constituire de grup organizat, de șantaj, de sechestrare, de viol, de pornografie, rămâne să devodească, să dovedească... La mine cu șantajul, cred că poate merge mai departe. N-aș vrea să supăr pe nimeni înainte de a trece la următorul subiect, dar vorbesc, stai cum avea Liviu Pop, vorbesc doi pensionari din Cismigiu, domnule Roșca Stănescu, că de fapt multe fete de racolate de frații Tate, repet, nu este afirmația mea, ci a unor pensionari din Cismigiu, mă plimbam și eu, dădeam de mâncare la porumbei, ar fi fost folosite ca escorte de lux pentru niște politicieni, dar cu aparatură pe ele. Tocmai pentru a șantaja. Și atunci... Dar nu, pensionarii vorbeau. Ca în spatele acestei afaceri să se află foarte mulți demnitari, români și străini, membri ambasadelor, membri ai serviciilor secrete, care în clipa asta sunt șantajați de frații tăi. Exact asta spuneau și pensionarii, să știți. Bă, anai, știu aia tot din Cismigiu. Dar până la asta, domnul Pașcan, pregătiți-vă, da? Că o să trecem la un șomer de lux, da? La domnul Ghinea Cristian de la USR, cel care a scris PNRR-ul și pe principiu cine își face parte,
parte își face sau cine împarte parte își face, ce a făcut Ana? Și-a băgat în buzunare peste 60 de milioane, de mii de euro din bani publici într-un singur an și asta s-a întâmplat prin firma sa de consultanță. El a încheiat contracte pentru PNRR și s-a îmbogățit fără ca nimeni să observe acest lucru. Însă totul până acum, când au ieșit la iveală documente care arată încasările făcute de fostul ministru de la USR. Documentele arată că de când a intrat în politica mare, Cristian Ghinea și-a pregătit minuțios terenul pentru a se îmbogăți prin acordarea de consultanță în implementarea PNRR. După ce a acuzat guvernul că a ratat termenul pentru prima tranșă din PNRR, fostul ministru Cristian Ghinea a rămas șomer. Ghinea își abandonase postul din Parlamentul European pentru a ocupa locul de ministru al fondurilor europene în guvernul PNL-USR-UDMR. Însă, nu după multă vreme, USR a fost scos de la guvernare. Totuși, Ghinea a găsit altă soluție. Compania sa de consultanță era plătită de USR din subvenția pe care partidul o primește de la bugetul de stat. Cu alte cuvinte, din banii primiți de USR ca subvenție de la buget, partidul plătea consultanță de 5.000 de euro pe lună, adică aproximativ 60.000 de euro pe an, unei firme al cărei asociat unic și administrator este Cristian Ghinea. Firma respectivă, înființată în 2005, a trecut de-a lungul anilor prin mai multe schimbări de nume și acționariat. Înainte ca Ghinea să o preia oficial, în acte administrator era partenera sa de viață, Oana Ganea, care apare și în declarațiile sale publice de avere. În plus, fostul ministru USR al fondurilor europene s-a asociat de curând cu europarlamentarii Dragoș Pâsnaru și Vlad Botoș, într-un proiect prin care va monitoriza pe banii Parlamentului European Planul Național de Redresare și Reziliență. Pâsnaru, fostul ministru al muncii, a fost numit co-raportor al Parlamentului European pe facilitatea de redresare și reziliență. Cu alte cuvinte, ministrul care a lucrat la elaborarea PNRR lucrează acum pentru monitorizarea și consultanța modului în care se implementează proiectele PNRR în țara noastră. Domnule Cojocaru, exact cum ați spus, conflict de interese. Da, adică pe mine mă surprinde cum de apar astfel de informații abia acum și nu au apărut atunci. Adică unde este vigilența organelor, autorităților de stat? Noi am spus. Deci eu am spus aici în emisiune, sunt martori invitații mei, cred că Horia ai fost de mai multe ori când am spus că domnul Ghinea a aranjat în așa fel PNRR-ul, da? Încât numai anumite firme de consultanță să poată ce? Să facă consultanță. Și în plus de asta, și-a făcut un ONG, în ONG în colaborare cu europarlamentare, amintiți, care prin PNRR, prin banii de la PNRR, ce să facă? Să monitorizeze cum sunt cheltuiți banii de la PNRR. Acum s-a spart buba cu gagica lui ăsta, iubita domnului Ghinea, care ce să vezi? Ia bani publici de la AIEP, de la USR, da? Și duce acasă, că domnul Ghinea a fost un pic șomer, da? Dar domnul Pașcan, culmea, apostolii banului public, apostolii dreptății, useriștii, îți băgați cu mâna până la cot în banul public, domnul Pașcan. Fără corupții în spate. Da, eu vă spun că dacă așa stau, într-adevăr, lucrurile este foarte grav. Dincolo de conflictul de interese, e absolut aiurea ca cel care face regulile să și profite de ele. În ambele situații, și cea legată de firma prietenei sau ce o fi domnului Ghinea sau soție, ce o fi și beneficiază de bani de la AEP, este iarăși o problemă de culpă. Întrucât vă dați seama ce ar însemna ca fiecare sau cât mai mulți dintr-un partid să își bage la fel firmele de consultanță în acești bani care vin de la AEP cu totul alt scop și altă destinație. Iarăși ca ministru, dacă a profitat, și acum direct sau indirect, înțeleg că e pe o altă firmă profitoria aceasta legată de utilizarea banilor prin monitorizarea PNRR-ului, dacă așa stau lucrurile, este fără discuție o culpă de natură penală. Astfel de culpe se regăsesc și în administrația publică la diverse niveluri, când un primar, un președinte de Consiliu Județean, chiar un ministru, vedeți cazul cu insula legată de Dragnea, cu acel Belina, braz de Belina insulă. Pe Belina o cheamă. Dar de ce trebuie Belina, să exact, îmi scăpa numele. E o situație similară care este cercetată penal. Nu poți să utilizezi informațiile, deciziile din funcțiile pe care le deții pentru ca mai apoi să profiți
prin firmele proprii, direct sau indirect, de respectivele Domnul bunuri. Domnul Stănescu, rețineți această denumire de firmă. Thinking Ahead Research and Consultancy. Da? Asta e firma care face bani cu USR-ul a iubitei domnului Ghinea, care s-a combinat în ONG-ul ăla de monitorizare a cheltuirii banilor din PNRR. O chestie foarte tare, adică sunt băgați acolo niște chestii. Deci, ce a făcut Ghinea cu PNRR-ul? După ce că și-a tras asta ca să supraviețuiască. Domnule Grigorescu. Nu, domnul Stănescu nu domnul mai Stănescu e. Domnul Stănescu nu mai e alături de noi, domnule a rămas Grigorescu. Blocat acolo, e bine. Vreau acum eu să fac pe apărătorul celor de la USR. Pe de o parte înțeleg, deci, că banii respectivi vin de la USR, nu? Și că USR îl plătește pe domnul Ghinea indirect prin societatea partenerei, concubinei sale. Avem două componente. Momentan o companie, cealaltă cu ONG, înțeleg că o să fie deci la avem, un moment dat. Nu, avem două componente. Odată, domnul Ghinea ia din banii pe care USR-ul îi primește de la AE pentru consultanță 5.000 de euro prin firma iubitei sale în fiecare lună. Dincolo de asta, aceeași iubita sa, împreună cu domnul Ghinea, cu domnul Preda și cu domnul, nu știu, cu doamna europarlamentar de la USR, au făcut un ONG special conceput ca să monitorizeze cheltuirea banilor din PNRR. Da. Și în PNRR, domnul Ghinea a introdus următorul lucru, care e literă de lege. Trebuie să existe un ONG care să aibă tricou roșu și sacou blă, da? Și pe Ana lângă el. Așa te scrie în acte, da? Și doar acel fel de ONG poate monitoriza cheltuirea banilor din PNRR. Dar cum? În schimbul multor bani din PNRR. Laurențiu, nu știu, acum îți dai seama, merg doar pe ceea ce spui tu. Și dacă este așa, păi sigur că da, este mai Ghinea, mult, nu răspunde, este mai mult decât de, criticabil. Nu eu nu pot să-mi cartela, dau cu părerea acum să spun ONG. Că ONG-ul respectiv a fost trecut în PNRR, așa să fie ca la pot, doar ca pe situația respectivă. Ca BMW-urile de la Ministerul de Interne, nu da. Pot să spun așa ceva. Păi ai uitat de povestea aia. Nu am uitat, când dar nu pot să spun, nu pot să acuz a băgat acum consultanță gratuit, de 400.000 de euro team building de o săptămână, consultant de la Bruxelles care să vină să învețe pe angajații Ministerului de Fonduri Europene, care teoretic ei sunt consultați prin natura funcției, să cum acceseze să fonduri. V-ați înnebunit? Deci o golăneală. Ai uitat de firma din Luxemburg care ia 3 miliarde din PNRR? Și din nou, cum au fost aleși bani aceste care firme noi de consultanță? Banii ăștia trebuie să dați de noi înapoi. Doamne. O parte din ei. Da, permiteți să mai fac un comentariu. Habar n-am cât face. Voi 5.000, ați făcut egal lor de cu SR-ul, am greșit aici. A făcut 60.000 cu... 60.000, nu? A făcut anul trecut. Iartă-mă. Voi forța dreptă egal love cu 60.000 acum, a făcut de la, din buget, din banii noștri, de la AEP, firma iubitei domnului Ghinea. Dar zecile de milioane de la PSD, la PNL, pe care le toate... Ce ai făcut, mă, n-ai? Ce? Nu, dar ce scuze, dar cum putem deci, vrei, și vrei, astfel de... Deci, nu, dar a secunde. Furat un trabant, bă, dar n-a furat, mă, la Morghini, mă. Nu, vorba de a fura. Nu, da. Vorba de a fura, s-a ascuns, a avut ceva, nu știe toată lumea, vă, că soția domnului, iubita domnului Ghinea, domnul Ghinea face asta, a rămas pe afară. Ce vrei, realitate? Nu e europarlamentar, nu e parlamentar, nu e ministru, a rămas pe afară, da, domnul Ghinea, da? Este un exemplu foarte clar de băiat deștept. Acesta este și el un dar exemplu foarte clar asta. De băiat deștept din partea unora delicat. Care susțineau fără penal în funcții publice. Iată-i. Da? Și-au scris sigur. Vă aduceți aminte? Sincer, nu e o componentă domnul Grigor, vorbi de o imoralitate? Vă aduceți aminte când țineau la secret PNRR? Domnul Ghinea, vă aduceți aminte? Când nimeni nu știa absolut nimic despre acest PNRR. Sigur că da. Și atunci nu ne întrebăm de ce l-ai ținut domnul Ghinea la secret? Ca să-ți faci ceea ce prezentăm aici. Băiatul deștept prin ONG și-au plimbat banii, știind că nu sunt în stare să facă un act de guvernare și iată că acum stau bine mersi pe banii europeni. Și domnul Ghinea bani. Să fie la toată lumea, să fie la toată lumea. Să ne luăm și noi bani. Ne luăm și noi bani, luăm publicitate și după publicitate vă spunem niște chestii care... A fost publicat documentul care distruge toate argumentele avute de Austria care nu știu dacă împotriva mai are importanță. României. Aici iar europarlamentarul Eugen Tomac publică un document al Consiliului Uniunii Europene. Despre ce este vorba, vedeți după scurtă pauză de publicitate.
Ne-am întors și vă spunem că a fost publicat documentul care distruge toate argumentele avute de Austria împotriva României. Europarlamentarul Eugen Tomac publică un document al Consiliului Uniunii Europene prin care îi se cere Austriei să-și rezolve problemele de legislație internă în ceea ce privește reglementarea spațiului de liberă circulație. Liderul PMP arată faptul că Austria, având probleme de ordin intern cu migrația și cu spațiul Schengen, a folosit argumente false împotriva României. Ce este șocant în acest document este următorul fapt, că se face trimitere la un raport al Comisiei Europene din 2020, când Nehammer era ministru de interne, deci avea în gestiune această problematică a Schengen, iar recomandarea Consiliului Uniunii Europene, care are putere de obligatorie, deci este o decizie obligatorie, spune clar că Austria nu și-a adaptat legislația internă la legislația Schengen și prin urmare de aceea are atât de multe probleme legate de migrația ilegală. Guvernul României, pe 25 ianuarie, să meargă împreună cu guvernul Bulgariei la Stockholm, când are loc Consiliul JAI informal prezidat de Suedia, să le pună pe masă acest document, pentru că toată teza pe care și-a construit-o Austria este bazată pe falsuri combătute chiar de Uniunea Europeană prin această recomandare pe care o face, care are putere de decizie. Pentru că Austria este obligată să schimbe câteva legi pentru a se alinia la nivelul Schengen. Se va întâmpla asta, domnule Pașcan? Eu cred că ar trebui să se întâmple ceva la vârful țării, fiindcă eu m-am mirat teribil văzându-l pe președintele Iohannis când a declarat că România nu va ataca la Curtea de Justiție a Uniunii Europene această decizie absolut fabricată și nereală, fără să aibă corespondentă realitate. Deci vă dați seama, din 2020, Comisia Europeană îi spune Austriei că are probleme pe Schengen și să-și reglementeze și să adapteze legislația, trec 2 ani, nu fac nimic, și lupul moralist ne spune nouă că din cauza noastră, nu din cauza lor și a problemelor interne constatate oficial chiar de Comisia Europeană. Noi ne luptăm și să știți, asta este bătălia lui Eugen Tomac ca președinte al PMP, să atacăm noi la Curtea de Justiție a Uniunii Europene această decizie, pentru că ea încalcă norme elementare, fundamentale, statutare ale Uniunii Europene. Noi am fost pedepsiți pe nedrept. Nu are nicio legătură ceea ce spune Austria cu situația din România. Problemele Austriei, în primul rând, sunt interne. Și România nu are nicio vină din această cauză. Asta e cumva așa, și bătuți și cu banii luați de austrieci ăștia. Și domnul Bode, care se va duce la această informală, dar nu știm cu ce mandat, domnule Grigorescu. Cu mandatul plagiatului. Să nu cumva să-și dea demisia domnul Bode ca urmare a scandalului cu plagiatul. Ca urmare a deciziei publicate astăzi de UBB. Schengen a fost și trebuie să rămână un proiect de țară. Indiferent de putere, opoziție, de actualul guvern, toate forțele, inclusiv ceea ce face PMP prin Eugen Tomac, foarte bine, bravo, un demers care poate să aducă o victorie suplimentară pentru România, pentru acest drum pe care România a pornit. Guvernul, pe de altă parte, astăzi avem PNL cu PSD și împreună cu cei de la UDMR, s-au lovit de un eșec în decembrie 2022. Trebuie să încerce în continuare să ducă la bun sfârșit, prin eforturile și mecanismele și uneltele pe care le au ei la dispoziție astăzi, acest proiect de țară. Toate forțele trebuie să fie canalizate pe acea zonă. Cere guvernul toate condițiile și trebuie să ajungem acolo cât mai repede. Bun, nu mai e timp de discutat, din păcate. O salutăm pe Delia Vrânceanu, imediat Daytime News. Bun găsit, Delia! Bună ziua, Laurenția, Ana Maria, doamnelor și domnilor, nu este ploaie în București care să nu se încheie cu incidente grave, chiar dacă vântul nu a suflat cu putere, mai mulți copaci au fost rupți și au căzut peste oameni și mașini. Câte persoane au ajuns la spital, vă spunem imediat. De la ora 17 venim cu ultimele declarații halucinante ale fracțiilor proxeneții, fac ce vreau în închisoare, voi plăti pasnicii și voi aduce fete în celulă, spune Andrew Tate într-o filmare. Culmea, și fetele abuzate de cei doi le iau apărarea. Cum s-a ajuns aici, aflați în doar câteva minute. Pensiile speciale ar putea să ne lasă
rămase fără banii europeni. Guvernul are termen până luna martie să modifice legea pensiilor. Altfel am putea pierde miliarde de euro. Ce au decis guvernanții? Care este planul de bătaie? Vă spunem de la ora 17. Când urmărim și telenovela de la Casa Regală Britanică, prințul Harry șochează din nou și spune că el a fost adus pe lume pentru ca organele sale să fie donate lui William în caz că pățește ceva prințul moștenitor. Ce alte acuzații incendiare face? Vedem mărturile incredibile la ora 17. Vă aștept cu acestea, dar și cu alte știri la Daytime News. Ana, Laurențu, mulțumesc! Mulțumim, Delia! Vom fi cu ochii pe tine să vedem la cine se duce averea lui... Doamne ferește, deci nu, așa ceva, a luat-o razna și ăsta. Bun, noi nu luăm razna, rămâneți cu Daytime News, Delia Vrânceanu, ne revedem mâine la aceeași oră 15. Mulțumim tuturor invitațiilor, să aveți o zi perfectă.